Întotdeauna dulceața și zacusca merg cel mai bine pe pâine, iar gustul e și mai bogat când pâinea e făcută în casă, coaptă chiar lângă jar. Cel mai vechi sistem de coacere al pâinii este țestul, obiect realizat prin modelarea lutului ars. Cel care se ocupă de producerea acestora, dar și de coacerea pâinii, spune că interesul pentru cel mai vechi sistem de coacere a plecat din copilărie, de pe vremea când își petrecea vacanțele la bunici în satul Beuca. A început să confecționeze singur țesturi și în studenție a creat un mic magazin virtual pentru comercializarea de țesturi. Procedeul de modelare a lutului ars l-a învățat de la două vecine, cele care l-au ajutat să facă primele țesturi. Tânărul spune că în confecționarea unui țest există superstiții, pași care trebuie urmați întocmai. Pământul trebuie să fie călcat de 9 ori în picioare. Dacă nu se calcă de 9 ori, se spune că țestul se va sparge foarte repede. Știu că v-a prins nostalgia, dar și curiozitatea. Tocmai de aceea avem pregătită și o demonstrație. O îndelenicire veche a românilor, țestul. În trecut pâinea se făcea la țest, iar acum am văzut că aceste țesturi sunt prezente la un târg tradițional, autentic din județul Teleorman. Vă ocupați cu acest lucru? Da, așa este. Ne ocupăm cu acest lucru din anul 2012, deci sunt aproximativ 7 ani. Pot spune că facem asta cu toată inima și încercăm să ajutăm oamenii care își doresc să mai facă în zilele noastre o pâine în casă, o pâine sănătoasă și gustoasă la țest. Și pot să vă spun și faptul că suntem singurii și ultimii producători de țesturi din România. Singurii producători, deci avem onoarea de a ne întâlni cu singurii producători de țesturi din România, aici în județul Teleorman. Da, aici ne întâlnim, suntem singurii, ultimii și întâmplarea face ca chiar aici să avem originea. Locul din care am pornit aceste țesturi este Comuna Beuca, județul Teleorman. De unde această idee de a confecționa de a țesturi? Ideea a fost una, ca să spun așa, întâmplătoare, în sensul că bunicii mele din Comuna Beuca ai se spărsese țestul de pâine și trebuia să-și facă altul nou. La momentul respectiv eram în vacanța de vară la bunici, iar bunica împreună cu două vecine din sat au început să confecționeze acele țesturi și eu le-am ajutat la acest proces de producție. De aici am învățat toată arta confecționării acestor minunate cuptoare. Și pentru cei care nu știu, din ce se produc? Se produc exact cum se producea odinioară, de pe vremea dacilor. Produsele sunt simple și se găsesc relativ ușor, teoretic, și anume argilă roșie și pălegar de cal. Deci tradițional totul și pâinea cum iese? Totul este tradițional, n-am schimbat absolut nimic la rețeta respectivă și pâinea este minunată. O să vedeți în minutele care urmează, vom coace aici pâine demonstrativ și o să vedeți gustul și mirosul plăcut pe care îl emană această pâine. Dacă ați rămas singurii producători de țesturi din România, până la urmă, românii mai sunt interesați să achiziționeze un țest, să-și facă pâinea în casă, așa cum era odinioară? O să vă uimească, dar sunt interesați și ne sună și sunt entuziaști când află că încă mai comercializăm și producem astfel de cuptoare, pentru că mulți dintre ei au crescut în curtea bunicii, aveau pe lângă el țestul, au crescut cu țestul și au mâncat pâine la țest, dar în zilele noastre nu mai are cine să confecționeze acest produs, deoarece bunicii au îmbătrânit, iar tinerii s-au retras mai mult spre zona urbană, în special în orașele mari. Cei de la oraș sunt interesați de așa ceva? Sunt, în special zona de București-Ilfov, am constatat o cerere impresionantă, plus Dolj, unde Craiova domină categoric. Aș vrea să-mi descrii, în cuvintele tale, gustul și mirosul pâinii făcute la țes, pentru cei care ne privesc în acest moment. Și poate cine știe, le face cu ochiul și vor să cumpere un astfel de produs. Este greu de descris. Ce pot să vă spun însă este că acest cuptor țestu îi dă acea aromă, acel gust și acel miros specific acelei pâini. Nu contează prea mult cum este făcută coca, cum este frământată și ce se adaugă în ea, contează foarte mult cum coace acest cuptor, da? Și asta îi dă unicitatea ei. Și ca exemplu, o să vă menționez modul în care facem noi pâine acasă.
în principal în perioada caldă a anului, vara, când sunt roșiile coapte în grădină. După ce pâinea este întinsă și gata pentru copt, pâinea se spoiește cu roșii, se dă pe deasupra ei cu roșii și se înțeapă cu furculița. Ce rol are acest spoit, să-i spunem, cu roșii? Are două roluri. În primul rând că îi dă un aspect foarte plăcut la copt, în sensul că se rumănește uniform și foarte frumos, și în al doilea rând, faptul că îi dă o aromă deosebită acelei pâini. Am vorbit de modul cum se prepară, am ajuns la punctul final, pusul pâinii în țest, punctul critic, putem spune, acolo unde gustul spune cuvântul. Exact, da. Acum veți vedea cum vom pune pâinea pe tradiționalul cârpător din lemn. O să o punem, după ce o punem, o spoim cu roșii și apoi o vom înțepa cu furculița, având rolul de a nu face bule și să nu se umfle pâinea în timpul coacerii. Spune că roșiile sunt esențiale ca pâinea să iasă gustoasă și aromată. Da, sunt esențiale. Noi mereu folosim roșii, iar în timpul mai rece al anului putem să facem pâinea spoită și cu ou sau chiar cu apă. Hai să vedem cum se procedează pentru cei care ne privesc și până la urmă cei care vor să se aplece spre tradiție, să guste dintr-o pâine tradițională făcută la țest. Haideți, urmăriți-mă, da. Și voi pune aici toată pâinea. Mulțumesc! Aici avem pâinea, da, și în cele ce urmează o să vă rog să mă urmăriți cum o punem acum imediat pe pâine, dar am rugămintea domnului Daniel să mă ajute puțin. Aveți nevoie de ajutor, să înțeleg. Da, trebuie să-mi țină acest scârpător, da, și vom încerca să o punem repede. M-am mișcat repejor. O să o lăsăm puțin aici. Îi dăm forma cât mai rotundă. Și la momentul ăsta și o vom spoi în primul rând cu roșii, da. Încercăm să nu spoim în partea din față, pentru ce? Că dacă umezim acea parte, este posibil să se umezească cârpătorul și să țină atunci când o vom băga sub țest. După ce am spoit-o, lăsăm ăsta jos. Acum o înțepăm cu furculița, cât mai bine, până jos, sănătos, da? Astfel încât ea să nu se umfle. Veți vedea că pe măsură ce pâinea se coace, ea își va reveni la formă, nu rămâne cu aceste găuri lăsate de furculiță. Ok, am înțepat pâinea și acum următorul pas pe care trebuie să-l facem este să golim vatra de jeratec. Va trebui să stea la copt? Undeva la 15 minute. Rămâneți cu mine și să vedeți. Acum o lăsăm sub țest. Lăsăm țestul peste, o acoperă perfect, după care o să punem jerate cu cât mai apropiat de țest, astfel încât el să țină căldură, să nu existe pierdere de căldură în timpul coacerii.